Consiliul Județean Sălaj achiziționează microbuze electrice pentru 51 de unități de învățământ în cadrul unui proiect în valoare de 36 milioane de lei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Miercuri 9 octombrie a fost semnat contractul de furnizare pentru 51 de microbuze cu 16+1 locuri, care vor fi folosite de elevii din două orașe, Cehu Silvaniei și Șimleu Silvaniei, și 48 de comune: Agriș, Almașu, Băbeni, Bălan, Bănișor, Bobota, Bocșa, Boghiș, Buciumi, Chiești, Cizer, Coșeiu, Crazna, Creaca, Crișeni, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Hereclean, Hida, Horoatu Craznei, Ilianda, Ip, Letca, Lozna, Marca, Măieriște, Mirșid, Năpradea, Pericei, Plopiș, Românaș, Rus, Sălățig, Mihaiul Almașului, Someș-Odorhei, Surduc, Șămșud, Sărmășag și Mijna, Trăznea, Valcău de Jos, Vârșolț, Zalha și Zimbor, precum și de la un centru școlar de educație inclusivă din subordinea administrației județene. Proiectul Consiliului Județean este derulat în parteneriat cu cele 50 de UAT-uri amintite, care vor amplasa câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice și vor asigura timp de cel puțin 4 ani resursa umană, costurile de reparație și întreținere a microbuzelor, respectiv costurile de alimentare.